cum arată traficul pe site-urile magazinelor online în prezent raportat la device-urile folosite? Citam la un moment dat undeva că, de exemplu, pe site-urile magazinelor online intră foarte multă lume de pe Facebook. Există niște cifre legate de proporții, câți intră de pe mobil, câți intră în mod tradițional de pe laptop de sau desktop. desktop sau... Sau... Da, în ultima perioadă partea de device-uri mobile a crescut spectaculos din punct de vedere trafic. Există, chiar stăteam de vorbă cu un magazin online care vinde produse pentru copii, dedicate copiilor și am de curând, nu mai mult de o săptămână și îmi spunea că în cazul ei aproximativ 50-60% din trafic este generat de device-uri mobile. Nu este chiar asta media de industrie însă. Din punctul meu de vedere ar fi undeva între un 30 și 40% în momentul ăsta overall trafic generat de device-uri mobile versus desktop, versus tradiționalul desktop. Deci, din punctul ăsta de vedere, asta e important de reținut pentru magazinele online, pentru că adaptarea site-ului la device mobile nu mai este o chestiune, cum să spun așa, opțională, facultativă sau o-i face-o peste ceva timp, devine extrem de importantă. Deci este mandatory în momentul ăsta să ai site-ul optimizat pentru device-uri mobile. Cât despre ce spuneai tu vis-a-vis -vis de Facebook, nu sunt sigur dacă este generat traficul pentru că magazinul își face reclamă pe Facebook sau pentru că are posibilitatea sau oferă posibilitatea clientului să se logheze cu Facebook atunci când comandă. Și atunci probabil că se vede destul de mult trafic venit din Facebook. Însă aș încheia chestiunea asta cu. Uh, cu declarația EMAG-ului, pe care a făcut-o la sfârșitul anului trecut, când spunea că ei se așteaptă ca anul ăsta traficul pe site, pe site-ul EMAG să fie, să fie, generat în prioritar de către device-urile mobile și ulterior desktop. Se tot vorbește despre responsive, o versiune a unui site care Mobisite, se site, da, da, da. pe fiecare rezoluție, revoluție. cumva. Uh -huh. Din punctul ăsta de vedere, e destul de ușor de făcut. Mai există, evident, versiuni de mobil care sunt microsite-uri separate, cumva, și care folosesc aceeași bază de date. Uh -huh. Și vorbim, cu, că cu amintit de Emag, de aplicații în sine. Ce e recomandat? Merită să investești într-o aplicație? Uh, pentru început, nu. Deci, mă refer, nu mă refer la magazine precum Emag, da? Foarte bine au făcut că au făcut aplicația, e extraordinar. Uh, pentru magazine mai mici. Eu recomand întâi să-și optimizeze site-ul pentru mobil și responsiv și să aibă, poate, acel MobiSite. Da. Dar să nu neglijeze partea de aplicație pentru viitor. De ce recomand pentru început partea de mobi site? Pentru că, evident, este mai puțin costisitoare. Da. De ce spun să nu, să nu neglijeze partea de aplicație? Pentru că. Aplicația în sine îți oferă anumite instrumente pe care Mobisite-ul nu ți le poate oferi. Instrumente de Customer Relationship Management și așa mai departe și poți efectiv să vinzi prin aplicație. Eu nu sunt un specialist în zona de mobile, dar astăzi chiar am stat de vorbă cu Dan Vârtopeanu de la Breeze Mobile și asta îmi spunea și el că ambele nu se exclud, ele de fapt sunt complementare. Pentru început este bine să ai, să ai prezența optimizată pe zona de mobile, dar nu uita de aplicația mobilă. Ok, să ne întoarcem un pic la cifre. Cine cumpără mai mult, bărbații sau femeile? <laughs> în România, în momentul de față, un pic mai mult cumpără bărbații, dar procentele sunt destul de echilibrate. Am citit și eu de curând un studiu în care se spune că vreo 66% din cumpărătorii online sunt bărbați refuz să cred acel studiu, bazându-mă pe studiile de piață pe care le-am făcut noi, pe datele procesatorilor de plăți, pe datele ROMCARD, pe datele Visa MasterCard, pe datele rețelelor de afiliere, care spun că undeva procentul este destul de echilibrat, la modul 54% bărbați, 46% femei, dar suntem destul de ok. Acum vreo 4 sau 5 ani de zile, procentul într-adevăr era o discrepanță mare între bărbați și femei. Erau vreo 75% bărbați, 25% femei. Dar de când a intrat, de când s-a dezvoltat segmentul ăsta de fashion, de articole pentru copii, de produse care sunt dedicate mai degrabă femeilor, procentul femeilor care cumpără online a tot crescut și suntem, zic eu, destul de ok, suntem echilibrați ca piață. Și cheltuie mai mult. Cine cheltuie mai mult? Cei care au mai mulți bani. Cu cât ai mai mulți bani, cu atât poți să și cheltuiești mai mult. Nu cred că exi nu există o, stat o statistică pe zona de online dacă bărbații cheltuie mai mult sau femeile cheltuie mai mult. Și nu cred că e o diferență majoră. Diferențele sunt date de ce fel de produse se cumpără. Exact cum îți spuneam, nu știu, cei care cumpără ITNC, în ITNC valoarea media tranzacției e de vreo 700 de lei. În fashion este de vreo 140 de lei. În, pe zona de articole pentru copii este de vreo 200 de lei. Pe zona de produse pentru casă, grădină, home and deco, accesorii în staff de vreo 220 de lei. Deci mai degrabă valorile medii cum să spun, sunt diferite în funcție de segmentul, de, de tipul de produse pe care îl comercializează magazinul respectiv și atunci nu știu, ar, ai putea doar să spui ok, dar dacă în fashion sunt 80% cumpărători de tip femeie, înseamnă că femeile cheltuiesc mai puțin decât bărbați. E, e tricky să spui chestia asta. Andrei, mulțumim pentru prezența la întâlnirile Startup Cafe. Mulțumesc și eu. Și te mai așteptăm pe la noi. Cu drag, oricând. Mersi.